Noi incendii de vegetație au înghițit peste 1000 de hectare de teren în sud-vestul Franței, forțând evacuarea locuitorilor din câteva sate ale departamentului Gironde. Cu detalii la acest subiect vine colegul meu Ion Botnaru. Bună seara, Ion! Te ascultăm! Bună seara, Elena! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Incendiile au izbucnit în după amiaza zilei de luni pe fondul temperaturilor record din luna septembrie, care au ajuns pe alocuri și la 39 de grade Celsius. Focul ar fi făcut scrum până acum peste 350 de hectare de păduri conifere și alte sute de hectare de vegetație uscată și terenuri agricole. Sub amenințarea flăcărilor a fost dispusă evacuarea a 540 de oameni din localitatea Somo, din regiunea Medoc. Sute de pompieri și zeci de autospeciale au luptat toată noaptea cu vlăbătaia, însă vântul puternic le-a împiedicat eforturile, iar controlul asupra focului nu a mai putut fi preluat. S-a recurs și la ajutorul aviației speciale de stingere a incendiilor, inclusiv a două avioane Canadair, care staționau în Franța încă de la incendiile devastatoare de acum o lună. Meteorologii de la agenția Meteo France nu vin cu vești bune și susțin că valul de căldură sosit din Maroc se va menține în sud-vestul țării și pentru următoarele câteva zile.